În ceea ce privește bilanțul anului trecut pentru Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Sălaj, activitatea a cunoscut modificări ale indicatorilor specifici pe linie de pașapoarte, fluctuațiile indicatorilor evidențiind în contextul pandemiei COVID-19 creșterea numărului de cereri comparativ cu anul anterior. În anul 2021, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Sălaj a soluționat 11.292 de cereri pentru eliberare de pașapoarte simple electronice și pașapoarte simple temporare. La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sălaj se primesc spre soluționare și cereri de eliberare a pașapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, proporția acestor cereri fiind de 16% din totalul cererilor soluționate la nivelul serviciului. Raportul dintre cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice și pașapoartele simple temporare înclină în favoarea celor din tâi, respectiv 90% sunt cele electronice, iar 10% sunt cele temporare. De asemenea, anul trecut au fost înregistrate și s-a răspuns la un număr de 77 de cereri ale unor cetățeni români privind eliberarea de adeverințe necesare la misiunile diplomatice ale unor state în România, în vederea obținerii de vize sau contracte de muncă.